Creștinii ortodoxi folosesc de mii de ani numeroase plante pentru efectele lor atât culinare, dar și medicinale. Conform Bibliei, există peste 100 de specii de plante medicinale care fac minuni în privința sănătății. Biblia menționează o întreagă serie de plante medicinale care ar fi menite să slujească omul și să-l vindece de diferite boli. Printre acestea se numără șofranul, cel mai scump condiment din lume. Șofranul are o culoare galbenă deosebită și a fost folosit încă din cele mai vechi timpuri. Popoarele străvechi foloseau acest condiment pentru a combate tulburările de stomac, variola sau ciuma bubonică. Potrivit unor studii recente, șofranul este cel mai bun remediu pentru cancer, în special cel de la sân. De asemenea, acesta are efecte antidepresive și ajută la slăbire mai ales în cazul persoanelor supraponderale. Pe lista plantelor care au efect medicinal se numără și scorțișoara. Acest condiment este considerat mai prețios decât aurul, întrucât are beneficii uimitoare pentru sănătate. Din coaja scorțișoarei s-au făcut unguente, dar și parfumuri. Mai mult decât atât, acesta este folosită pentru scăderea nivelului de clugoză din sânge, dar are și o mulțime de proprietăți antifungice, fiind utilizat în tratamentul natural al infecțiilor cu drojdie. În plus, acest condiment minune poate ajuta și la calmarea stomacului Chimenul este de asemenea o plantă care are efecte uimitoare asupra organismului. Potrivit Bibliei, popoarele străvechi luau semințe de chimen și le uscau, după care le foloseau în mâncare datorită aromei deosebite. Conform cercetărilor actuale, semințele de chimen conțin o substanță care poate combate diabetul. Un studiu din anul 2017 arată că acest condiment conține un fitochimic anticancerigen, care poate fi considerat un viitor medicament în tratarea acestor boli. Relatează click.ro